În ciuda valorilor ridicate afișate de termometre în ultimele zile, primăvara încă se lasă așteptată. Meteorologia anunță ninsori și vânt puternic în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi, 15 martie 2023, un cod galben de vreme rea. Iarna pare că își arată din nou colții în mai multe regiuni ale țării în următoarele ore. Miercuri, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o informare privind intensificări ale vântului și precipitații moderate cantitative. Începând de la ora 16 până joi 16 martie 2023, ora 20. În acest interval sunt anunțate ninsori în dealurile vestice, dar și în zonele mai joase din Maramureș, Transilvania și nord-vestul Moldovei. Miercuri seara va ninge și la munte, cu depunerea unui nou strat de zăpadă. În intervalul menționat, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi ploi, iar în noaptea de miercuri spre joi și în prima parte a zilei de joi, în dealurile vestice, dar și în zonele mai joase din Maramureș, Transilvania și nord-vestul Moldovei, se vor semnala lapovițe și ninsori. La munte din seara zilei de miercuri vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, local mai consistent în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. ANM a emis și o avertizare meteo de tip cod galben intensificări ale vântului, ce va intra în vigoare de miercuri de la ora 18 și se va încheia joi la ora 18. În intervalul menționat local și temporar, mai ales în zona de câmpie din Crișana și Banat, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de peste 55-60 de km pe oră, a transmis ANM. Vremea se va răci și în capitală. Joi dimineață, temperaturile se vor situa între 3 și 5 grade Celsius, maxima fiind de 8-9 grade Celsius, relatează playtech.ro.